Cred că asta totul s-a întâmplat după Revoluție, atunci când vedeta vorbea foarte mult la telefon, iar în acele vremuri telefonul era un lux, așa că ea a fost nevoită să-și vândă apartamentul pentru a achita întreaga datorie. Să știți însă că Ana Maria Prodan nu și-a pierdut doar casa, ci și independența, și asta pentru că ea a fost nevoită să se mute în casa mamei sale și să trăiască după regulile Ionelei Prodan. Eu chiar am rămas șocat când am citit această știre și Ana zice așa, țin minte că imediat după Revoluție mi-a cumpărat o mașină, o mașină decapotabilă, mi-a adus-o din America, era o nebunie, eu nici nu aveam permis de conducere, la casino am pierdut și casa, atunci am văzut apartamentul ca să achit telefonul, că vorbeam la telefon foarte mult și pe vremea aia era un lux, am pierdut foarte mulți bani, dar exact atunci când a fost greu, maica mea a fost inteligentă cât mi-a zis, ok, ți-ai pierdut apartamentul, stai pe stradă, stai la mine în casă, dar după regulile mele. Păi deci, și... cum să pierdă tot? Păi, a meritat, nu știu cum să zic. Oricum acum și cu toți. Nu îi lipsește nimic. Adică... Ana Maria Prodan, la tinerețile ei, a fost zvăpăiată și așa cum a declarat și ea, da. Așa cum a spus și mama, în comparație cu sora ei, care a fost doar mai liniștită, mai cu minte, ea a fost... capul răutăților, ca să spunem așa. Da, a fost capul răutăților și uite că treaba asta nu a dus la ceva rău, pentru că de multe ori, că se zice și la copii, știi, când un copil e prea obraznic, când e prea agitat, e bine că la un moment dat își canalizează toată energia aia în exces, își canalizează pe o singură chestie. Și uite că la ea s-a dus unde a trebuit și a pierdut casa, putea să-și piardă și... putea să-și pierdă și hainele de pe ea, pentru că acum Dumnezeu i-a dat în zecit. Adică, ce-i apartamentul ăla sau ce-i casa aia în comparație cu ce are ea acum? Hai să fim serioși, nu? Regretă Ana Maria Prodan în acel moment din viața ei, dar poate că a fost un declic ca să-și dea seama, așa cum spunea și atunci, și a pierdut respectul de sine. Da. Și apoi și l-a regăsit și a luat-o pe drumul cel bun. Cu toții cred că avem la un moment dat în viață tendința absolut de a... o lua așa pe arătură. Și de a greși, dar ne revenim până la urmă. Iar Ana Maria Prodan a devenit o femeie de afaceri. Dacă nu avem câte un moment de genul ăsta, crede-mă că nu găsim suficient ambiție ca să ne redresăm și să fim mult mai bine față de cum și a fost înainte. Și când a pierdut Ana Maria Prodan totul, mama ei, doamna Ionela Prodan, i-a zis așa. Am crescut un om și un câine. Omul azi m-a părăsit, s-a dus și n-a mai venit mai. Câinele mă recunoaște, omul nu mă mai cunoaște. Așa a făcut mama Ana Maria Prodan. Mulțumim foarte mult că ai venit să comentăm cele mai importante subiecte mondene. Vă mulțumesc și eu și cu drag mai vin. Și continuăm spectacolul.